Haideți să începem ședința, că sunt destul de puncte. Dacă cunoașteți proiectul ordine de zi din convocare, o să dau citire ordinea de zi. Proiectul 1, proiect hotărâre privind alegerea președintelui ședință de luna ianuarie 2018. Inițiator domnul primar, Nagic. Proiectul numărul 2, proiect hotărâre pentru rectificarea bugetului local al municipiului Onești anul 2017, inițiator domnul primar Nicolae. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și ambele taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2018 în municipiul Onești, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în aparatul specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Onești pentru anul 2018, inițiator primar Nathan Nicolae. Proiectul 5. Proiect hotărâre pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 25 din 28.02.2013, actualizat prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 19 ianuarie 2017, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 6. Proiect de hotărâre prin aprobarea listei de prioritate numărul 2 pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea municipiului Onești, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 153 din 15.02.2017, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei concesiunii anului contrare, concesiunii inițiator domnul primar. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunii Mihai Viteazu, județul Constanța, la Asociația Dezvoltare Comunitară Apropo al Canal Constanța, inițiat domnul primar Nathan Nicolae. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă ce urmează a fi efectuat de primar, viceprimar, municipiul Onești pentru anul 2019, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 156 din 25 octombrie 2017, privind aprobarea completării axei numărul 5 în lista de inventare a companiei sistemelor de apă și canalizare aparținând domeniului public și privat al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului oportunitatea de livrări gestiunii serviciului alimentare cu apă și de canalizare către Raja ESA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sarcini ale serviciului, inițiator domnul primar Nathan Nicolae. 13. Analiza sesizării domnului Ionuțe Mânea, transmisă din instituția prefectului județul Bacău către Consiliul Local Onești, prin adresa numărul 21.633 din 27.11.2016, registrată la primăria Onești cu numărul 60.282 din 29.11.2017 și ultima problemă diverse. Aceasta a fost ordinea de zi. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, ordinea de zi este pentru? Dacă sunt observați la procesele verbale anterioare, au fost trimise 3 procese verbale din ședințele din 22 noiembrie 2017, 5 decembrie 2017, 19 decembrie 2017, dacă le-ați citit, dacă le-ați primit. O să supun votul dumneavoastră procesele verbale. Cine este pentru? O să vă obțin cu un proces verbal, nu l-am primit. Mulțumesc. Întreb în ordine de zi. La primul punct de proiect de hotărâre, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna ianuarie 2018. Domnul secretar, îmi spunea bine.
În acest proiect de hotărâre se propune ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie ales președinte de ședință pentru luna ianuarie 2018, pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și a legislației în vigoare. Următorul de listă care acceptă funcția de președinte de ședință, domnul Agapi Mircea, înțeleg că a fost de acord. Raport de specialitate, vă mulțumesc. Având în vedere prevederile 35/915 de domnul administrației publice locale și articolul 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin hotărâre Consiliului 14/2012, urmează să se discute această dispuneți alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică, în acesta urmă să-și îndeplinească atribuții în luna ianuarie 2018. Raportul comisiei? Favorabil. Mulțumesc. Și pun la vot proiectul dumneavoastră în forma prezentată. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, unanimitatea de făcut proiectul. Proiectul numărul 2, proiect hotărâre privind extinderea bugetului local municipiul Ionești pe anul 2070. Cine este pentru? Îmi spune la vot. Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală a Județului Bacău comunică modificări intervenite pentru finanțarea cheltuielor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege și contribuțiile aferente acestora, precum și pentru asigurarea sumelor necesare plății rașelor aferente dobândurilor de căpărești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. Aceste modificări impun rectificarea bugetului local de anul 2017, conform prezentului proiect de hotărâre. Raportul specialitate, vă rog. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative și anume articolul 36 aliniatul 4 din legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, articolul 3 aliniatul 2 și articolul 49 aliniatul 7 din legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere rectificarea bugetară conform HG numărul 899/2017, au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru municipiul Ionești, după cum urmează. Pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, suma de 483.000 lei, pentru asigurarea sumelor necesare plății tranșelor aferente hotărârilor judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, 309.000 lei. Influențele din taxa pe valoare adăugată afectează bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești în trimestrul 4/2017. Pentru a ne putea încadra în termenul prevăzut în ordinul numărul 3/244/19/2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, a fost necesară emiterea unei dispoziții pentru rectificarea bugetului local. Bugetul rectificat al municipiului Ionești este prezentat în anexa 1 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să decideți în consecință. Raportul comisiei, vă rog. Cu unanimitate, voi vota la vis favorabil comisia. Întrebări dacă aveți? În mai acestui subiect, dacă nu, supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Trecem la proiectul numărul 3. Domnul secretar, vă rog. Veniturile bugetului local se consideră din veniturile proprii pagate din imposte și taxe locale, taxe speciale, vor servinte și alte venituri potrivit legii, precum recolte defalcate din impozitul pe venit, iar fundamentarea acestora se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile de bază a bazei de impunere în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente. În proiectul de hotărâre promovat, se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, respectiv a impozitului taxe pe clădire, impozitului pe teren, taxe pe teren, impozitului pe mijloace de transport, a taxelor pentru liberarea certificatelor, avizilor și autorizațiilor, a taxei pentru reclamă și publicitate, a impozitului pe spectacole, a taxelor speciale, precum și altor taxe locale în condițiile prevăzute de actele normative în domeniu. Cuantumul taxelor locale stabilește anual, iar veniturile obținute în aceasta se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. În anul fiscal 2018 se va acorda în continuare facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice, care se încadrează în prevederile legale, iar pentru plata participației pe 31 martie 2018 a impozitelor
pe bunurile module și imobile, dar pentru persoane fizice se acordă bonificații de 7% din cuantumul impozitului aferent. Raportul comisiei de specialitate, ce scuze. Având în vedere prevederea legii numărul 227 pe 2015, prin codul fiscal și în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg în 15 octombrie 1985, ratificată de România prin legea 199 pe 1997, corroborată cu prevederea articolului 36, aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 litera C din legea 250 pe 2001, privind administrația publică locală, stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, intră în competență Consiliului Local. Primul local al proiectului de hotărâre constituie prevederile de legea numărul 227 pe 2015, privind codul fiscal, ale articolului 27 și articolului 30 din legea numărul 273 pe 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legii 52 pe 2003, privind transparența decizională în administrația publică republicană. În anul fiscal 2018 se vor acorda în continuare facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice care se încadrează în prevederile legale, iar pentru plata cu anticipația impozitului pe clădiri, terenul și mijloace de transport persoane fizice, până la 31 martie 2018 se acordă bonificație de 7%. Se propune că la nivelul municipiului Onești, indiferent de modul de determinare a obligației fiscale, valoarea impozitului să se situeze la nivelul anului fiscal precedent, cu excepție prevăzute de articolul 489 din codul fiscal și care sunt explicate în dreptul fiecărui capitol al modului fundamentale. Pentru situațiile în care consiliile locale pot hotărâ în anumite limite procentuale, în condițiile articolului 489 aliniatul 1 și 2 din codul fiscal, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale în funcție de criterii economice, sociale, atunci și de necesități bugetare locale. Aș vrea să adaug faptul că diminuarea cotei de impozitare la 1,3%, aprobată prin HCL numărul 185 pe 2016, a înregistrat o pierdere la capitolul impozitului pe clădiri datorate de persoanele juridice de peste 1.930.000 de lei la nivelul acestui an. Având în vedere și faptul că, prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 79 pe 2017, municipiul nostru pierde aproximativ 2 milioane euro prin scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, pentru echilibrarea veniturilor bugetului local, propunem reintroducerea cotei de impozitare de 1,8%, situându-se astfel la nivelul anilor anteriori, în condițiile prevăzute de articolul 489, aliniatul 1 și 2, din legea numărul 227, pe 2015, privind codul fiscal. Față de cele arătate, propun să analizați și să decideți. Avizul comisiei este negativ. Al comisiei numărul 4 este negativ. Discuții pe marginea acestui proiect. Sunt și amendamente care au fost depuse. Ultimul de amendamentele? Vă rog, amendamentele cine a depus. Mulțumesc. La anexa 1, articolul 1.3.1. Impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Aceasta este forma care ne-a fost comunicată de către dumneavoastră prin proiect. Noi am venit cu amendament și am solicitat aplicarea unei cote de 0,9% asupra valorii impozabile a clădirii. De subliniat este faptul că anul trecut am avut o valoare procentuală de 0,6, iar propunerea pe anul acesta de 1,3 din punctul meu de vedere și al colegilor mei este o majorare greu de suportat de către persoanele juridice. În ceea ce privește de către persoanele fizice. În ceea ce privește articolul 152. Plata cu anticipația impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și juridice, până la data de 31 martie anului respectiv, se primește o bonificație de 7%. Noi am propus acordarea unei bonificații de 10%, așa cum s-a întâmplat până inclusiv în anul 2017, bonificație care cred că este necesară pentru a stimula plata integrală a taxelor și impozitelor către unitatea administrativ-teritorială de către contribuabili. Cred că e pentru prima dată când se scade valoarea acestei bonificații în ultimii ani de zile.
Articolul 1.7, tot din anexa 1. Impozitul pe clădiri se majorează cu 200% pentru clădirile neîngrijite sau în stare avansată de degradare pentru persoane juridice. Am solicitat eliminarea articolului 1.7 din proiectul supus aprobării. La articolul 232 vorbim iarăși de bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren de către contribuabilii persoane fizice și juridice. De asemenea, la această bonificație propusă a fi în cuantum de 7%, am solicitat a fi în cuantum de 10%, adică valoarea care a fost, procentul care a fost aplicat până la acest moment. Articolul 2.5. Impozitul pe teren se majorează cu 200% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv pentru persoane juridice. Am solicitat eliminarea acestui articol din conținutul proiectului. Articolul 3.2.2. Iarăși vorbim de bonificația aplicată pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice. Iarăși s-a propus aceeași valoare de 7%. Noi am propus să, să rămână aceeași bonificație acordată inclusiv în anul 2017, respectiv de 10%. În anexa 3 am solicitat eliminarea articolului 14, care prevede plata unei sume de 50 de lei pe oră, inclusiv TVA, pentru spațiul închiriat destinat preșcolarilor, ludotecă, bibliotecă municipală. De asemenea, articolul 15 ne-a fost propusă o sumă de 100 de lei pe oră pentru închirierea spațiului destinat activităților de tipul prezentare, produse, târguri cu vânzare, recrutare personal în holul parterului muzeului. Am solicitat reducerea acestei sume de la 100 la 50 de lei pe oră, inclusiv TVA. Și în anexa 3, articolul 9.1, alineat 1, este vorba de taxa de salubritate, care a fost stabilită la 10 lei pe lună per angajat. Am solicitat stabilirea unei valori de 8 lei pe lună per angajat. Știu că raportat la valoarea acestei taxe în permanență au fost discuții și noi în permanență am susținut adoptarea unei taxe mai mici decât cea de 10 lei pe lună per angajat. Cred că anul acesta ar fi necesară o taxă mai mică, dat fiind și date fiind și modificările respectiv majorarea salariului minim pe economie, adică pentru a veni în sprijinul agenților economici, reducerea acestei taxe de la 10 lei pe lună pe angajat la 8 lei pe lună pe angajat, din punctul meu de vedere, ar fi extrem de oportună. Ar mai fi o chestiune pe care, din motive obiective, nu am inclus-o în amendament, respectiv faptul că proiectele ne-au fost comunicate într-adevăr în timp util, numai că astăzi este a treia zi de Crăciun, am avut mulți colegi care au fost plecați din localitate și n-au avut posibilitatea de a-și comunica punctele de vedere în ceea ce privește proiectele de pe ordinea de zi. Am solicitat la punctul 8.3.1, una secundă, arătăți la 8.3.1. Da. Majorarea de la 1 la 2. E vorba de o majorare față de anul trecut a taxei de taxa pentru comercializare produse, depozitare materiale diverse și prestări servicii pe domeniul public sau privat al municipiului, care este stabilită la 2 lei pe zi pe metru pătrat față de 1 leu anul trecut, cât a fost stabilit anul trecut. Noi solicităm ca această taxă să rămână la valoarea de 1 leu așa cum a fost stabilită prin hotărârea, având ca obiect stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2017. Da, dacă mai sunt amendamente sau puncte de vedere legat de acest proiect. Dacă îmi permiteți, înțeleg că a fost propunerea Direcției Economico-Financiare ca punctul la 1.3.2
Valoarea impozitului la 1,3 să fie trecută la 1,8. Înțeleg, domnul primar, ați fost de acord. Deci, există modificarea proiectului. De fapt, o majorare. Da, o majorare. Mulțumesc. Ne vedem astăzi în fața unui proiect cumva ingrat pentru fiecare dintre noi și pentru executivul primăriei. Grupul PSRU va fi împotriva acestei creșteri de taxe și impozite și vreau să justific motivul pentru care avem această opțiune. Din experiența anilor trecuți, cei care s-ar confrunta cu o situație cu care și noi ne-am putea confrunta în cazul în care nu se vor vota astăzi în formă majorată taxele și impozitele, sunt comunele sau orașele cu un număr foarte mic de locuitori, care, așa cum știm, au un buget redus și banii de investiții acolo sunt destul de puțini. Guvernul, în astfel de situații, acționează în felul următor. În al doilea semestru al anului, prin hotărârea ale Consiliului Județean și prin rectificări bugetare ale Guvernului, alocă fonduri suplimentare astfel încât bugetele, cel puțin de funcționare ale respectivelor localități, să funcționeze. Din declarațiile pe care primul ministru și ceilalți guvernanți, dar mai mult primul ministru l-am văzut eu în spațiul public, înțeleg că ei anticipează aceste situații cu care orașele se vor confrunta și, bineînțeles, și comunele bănuiesc de a scădea drastic veniturile în urma alocării cotelor defalcate. Au propus, cel puțin verbal, au înaintat soluții pentru această situație. Și eu aș vrea să cred, chiar dacă până în momentul ăsta nu avem niște soluții palpabile, că își vor ține cuvântul și în decursul anului 2018 o vor face, având cel puțin această portiță legală pe care eu am identificat-o. Acestea sunt motivele. Asta e ce se întâmplă. Dacă noi vom acoperi, nu e cazul, înțeleg de la domnul director economic, să acoperim toată scăderea de buget din creșterea care va fi astăzi, dar și dacă s-ar acoperi, atunci cred că la o eventuală rectificare în al doilea semestru, guvernul nu ar mai aloca fonduri către cei care s-au descurcat și au buget de funcționare, astfel finanțatori, exclusiv, să spun așa, ai bugetului local, vor fi cetățenii și persoanele juridice din creșteri. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog! În primul rând, vreau să întreb pe domnul secretar dacă este corect această modificare a proiectului prin majorarea acestui impozit pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice. Din moment ce am avut un proiect de hotărâre cu 1,3%, am avut un raport și o expunere de motive în care se precizează că se rămâne valoarea impozitului la nivelul anului trecut și avem o notă de fundamentare făcută de către compartimentul de specialitate prin care se precizează același lucru. Iar avizul pe care l-am dat în comisie a fost pe 1,3. Dacă este corect ca această modificare să fie făcută astăzi, odată cu prezentarea acestui proiect de hotărâre, fără a avea o notă de fundamentare. Pentru că nu există o notă de fundamentare pe 1,8%. Nu? Nota de fundamentare pe menținere la 1,3%. Căpările se încadrează pe aceleași linie și scopul este ca și celorlalte taxe pentru identificarea surselor de finanțare. De legalitate. Bună, eu vă citesc nota de fundamentare. Eu așa am avut-o. Pe 1,3%, că se menține. Dacă îmi permiteți, pe potrivit regulamentului de organizare și funcționare, inițiatorul își poate modifica, poate retrage proiectul până la momentul votului. Din discuțiile avute înainte de ședință și cu domnul director, din calculele făcute, chiar și în zilele de sărbătoare, pentru că și bugetul, poate ați urmărit, a fost pus pe transparență decizională în ultimele zile înainte de sărbători, a reieșit faptul că este necesară această majorare. Potrivit regulamentului, este legal, este corect. Rămâne, într-adevăr, spuneți dumneavoastră că
da. Pe transparență a fost pusă valoare de 1,8 sau valoare de 1,3, așa cum 1,3 și pe transparență. Și pe transparență se pot modifica până la momentul votului, la intervenția compartimentelor societății civile, a dumneavoastră, a oricăror persoane interesate. Da, asta e transparență. Dumneavoastră considerați că este legal. Eu consider că nu este legal. Pentru că nu există note de fundamentare pe această majorare. Eu vreau să spun, nu învinovățesc pe nimeni, eu știu că administrația este între Ciocan și Nicoval. Pe de o parte, trebuie să asigure, măcar în parte, un buget prin care administrația locală să finanțeze și să finanțeze și alte proiecte. Și pe de altă parte, este pus să accepte niște aberații pe care actualul guvern le face. Pentru că această așa numită revoluție fiscală, de fapt este o involuție fiscală, a bulversat un cod fiscal și societățile comerciale și persoanele fizice, bulversează magistrații, bulversează tot sistemul juridic. Am găsit în nota de fundamentare ca principal motiv al acestei majorări a taxelor și impozitelor această revoluție fiscală. Și ăsta este singurul motiv, pentru că altfel alte motive nu există. Ori, după părerea mea, nu este normal, nu este corect, ca niște aberații luate la vârf, fără o prealabilă discuție cu factorii, cu ceilalți factori, fără, eu știu, a face o proiecție. Nu este normal să fie rezultatele, costurile ei, să fie suportate de persoanele fizice și de persoanele juridice. Persoanele juridice din municipiul Onești sunt aproape la cota suportabilității. Vreau să mă credeți, lucrez în domeniul privat, am spus și anul trecut, aceste noi majorări, atât pentru persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale, cât și pentru, în continuare, pentru persoanele juridice, nu fac decât să se oprească multe activități. Nu vom mai avea bani la bugetul de stat, la bugetul local, din o parte din aceste activități care se vor închide. Indiferent de ceea ce considerați dumneavoastră, de apartenența politică, vă rog să vă gândiți la acest aspect. Nu cred că este normal ca noi să suportăm aceste aberații. Și eu cred, așa cum a spus și domnul Cristea, că din moment ce și-au dat seama că bugetele unităților teritoriale administrative sunt văduvite de mari sume de bani, o să-și respecte cuvântul pe care l-a luat și că voi găsi surse pentru finanțarea acestor pierderi. De aceea, Partidul Național Liberal, situația în care amendamentele nu vor fi votate și se va menține această majorare și la clădirile pentru persoanele juridice de 1,8%, este prea mare, este la maxim. Nu vor vota, nu va vota acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă îmi permit o precizare, vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră că această majorare nu se găsește în nota de fundamentare, vreau să precizez că nici amendamentele pe care dumneavoastră le-ați propus nu se regăsesc în nota de fundamentare, dar regulamentul permite oricărui consilier să facă amendament, așa cum putea să facă oricine altcineva amendament până în data de ieri. Un minutar de așa. Eu mă bucur că unul din colegii noștri a punctat de fapt ce se întâmplă astăzi aici, pentru că în prealabil n-am auzit decât discuții tehnice. Reducerea de la 1,7 la 1,3 și așa mai departe. E în regulă că se discută și tehnic, dar trebuie lămurită această chestiune, pentru că în mod nefericit pentru administrațiile publice locale, guvernul a aruncat această pisică în ograda noastră. Ne convine sau nu ne convine? Asta este. Și achiesez la opinia domnului Ene că ne aflăm în fața faptului împlinit în a vota sau nu acest proiect și a închilozat complet administrația publică locală. Îmi permit să fac aceste afirmații din postura de independent. Probabil dacă eram angajat politic, stăteam și mă gândeam mai mult. Pe de altă parte știm că avem o grămadă de proiecte în derulare. Avem alte proiecte care urmează să fie inițiate în anul 2018, finanțări, cofinanțări, cheltuieli de funcționare și așa mai departe. Propunerea domnului Cristea pare fezabilă.
Dar atunci ce o să facem? O să așteptăm mai bine de jumătate de an sau cât vom aștepta? Doar va găsi guvernul o soluție să finanțeze administrația publică locală? Ne putem permite să anihilăm toate proiectele pe care le-am inițiat cu greu? Știți și dumneavoastră că am fost părtași la toate proiectele care au fost inițiate și o să fim și la cele care vor urma. Adică trebuie pus în balanță cele două lucruri și dacă, printr-un miracol, guvernul se va catadixi să acopere, mă rog, măsurile pe care le preconizează, eu nu am nicio încredere în aceste măsuri, atunci e o mare reușită. Dacă nu, administrația publică locală e blocată complet. Iar noi, din păcate, ne aflăm printre orășelele mici care nu își pot permite această reformă, cu ghilimele de rigoare, așa cum zicea domnul fiscal. Mulțumesc. Dacă nu mai vorbește niciun colegi. Haideți să transportez puțin. Mai dorește cineva? Vreau doar o precizare, dacă îmi permiteți. Nevotarea impozitelor ștaților, în orice formă, scăzută, cu amendamente, fără amendamente, crescută, să știți că va duce la un blocaj al administrației publice locale. Nu se va putea vota bugetul, nu se vor putea încasa impozite și taxe. Deci va trebui să echipziți foarte, foarte bine în ce formă va fi aprobat impozitele și taxele. Am domnul director, dacă aceste majorări de impozite și taxe acoperă... Dați-mi voie să vă răspund. ...avierderea în totalitate sau eu știu în ce procent... Dați-mi voie să vă... Da, sau dumneavoastră, da. Nu că aș fi mai pregătit pe subiectul ăsta decât domn director, dar ne pregătim o să. Este un proiect care, după cum bănuiam, a supus multe controverse. Apreciez în primul rând, să zic, onestitatea și bunul simț și buna credință a consilierilor locali care au vorbit pe acest proiect. În sensul în care este clar că suntem într-o situație delicată, atât eu ca și primar, cât și Consiliul Local. Vreau să vorbesc puțin despre sume. Bugetul Primăriei Municipiului Onești este undeva la 100 de milioane de lei. Prin măsura aceasta de diminuare a impozitului de la 16 la 10, undeva 10 milioane de lei, deci aproximativ 10% din buget, nu mai colectăm. Aceste taxe propuse și gândite și elaborate de către compartimentul avizat, mă refer aici la direcția economică, compensează în 30%, în 30% deficitul. Deci din 10 milioane, 3 milioane recuperăm prin toate aceste taxe majorate, în forma propusă, și mă refer aici și la amendamentul ăsta cu creșterea la clădiri nerezidențiale, persoane juridice, de la 1,3 la 1,8. Deci cu toate astea, 30% compensăm. Rămân undeva 70% bani care vedem, sperăm să vină de la guvern pe forma prezentată de către domnul consilier Cristea. Problema nu este una de funcționalitate a primăriei, adică bani de salarii, apă, gaz și curent. Nu asta e problema. Schema asta este îngrijorarea mea. Problema este una legată de investiții. Știm cu toții că infrastructura rutieră din municipiul Onești este cum este. Avem nevoie de sume consistente de bani pentru a remedia această problemă. Și v-am spus într-o ședință anterioară că îmi propun ca în 2018 calea Judului strada Mihai Bravu din municipiul Onești și câteva străzi pe care le-am discutat cu colegii mei, Talpău, Vasile Alexandrii, câteva străzi din cartierul Slobozia, să fie asfaltate din acești bani din taxe și impozite, mai puțin calea Judului. Deci din taxe și impozite. Haideți să fim cinstiți și corecți, vă dați seama când, după ce am gândit taxele, noile taxe pe care vi le-am propus și impozite, am urmărit puțin ce se întâmplă și în România. Nu numai noi aici, noi nu suntem enclavă la Onești.
Și haideți să vedem de la primării cu primari, peneliști, pesediști, de ce ori mai fi ei, ce au făcut deși. Și uitați-vă comparativ, vă și punem la dispoziție, primăria Oradea, primăria Arad, primăria Bacău, primăria Moinești, primăria Comănești. Cu, la o singură taxă suntem, din toate taxele propuse, la o singură taxă suntem, să zic, comparativ cu, sau puțin mai mare decât și restul, sunt mai mici sau egale taxele propuse de noi. Mai mici sau egale, atenție, toate taxele, exceptând una. Și aici mă refer, Moinești, Comănești, Bacău, Oradea, Arad. Am citit amendamentul cu mare atenție și am văzut anumite propuneri, cu unele o să fiu de acord, dar nu cu speranța că veți vota proiectul. Am avut și surpriza neplăcută că anul trecut să accept amendamentele PNL și la sfârșit tot să nu se voteze proiectul taxe și impozite. Așa că știți cum e, Oradea, la spital sau cum să mergem. Dar la acea majorare 200% pentru clădiri care nu sunt îngrijite, vreau să vă spun că la Oradea impozitul este de 500%, nu de 200%. Deci am pornit de la a vă spune și a vă mulțumi, în primul rând, pentru abordarea care ați avut-o vis-a-vis de acest proiect. Și ca să fiu un partener corect cu dumneavoastră, trebuie să vă spun și ce ne permitem să-mi asum în calitate de inițiator al acestui proiect din amendamentele făcute de către dumneavoastră. Deci nu pot să accept amendamentul în totalitate făcut de către Partidul Național Liberal. O taxă nefericită propusă de către domnul director, îmi pare rău că nu e aici, domnul Tenie, este aceea vis-a-vis de spațiu închiriat destinat preșcolarilor la ludotecă și în paranteză scrie doar pentru evenimente private destinate copiilor, adică gen zi de naștere sau ăstea sunt în mintea mea evenimente private. Niciodată nu s-a perceput acolo niciun leu pe nicio activitate școlară sau extrașcolară și nu se va percepe niciun leu. Asta este foarte clar și cu amendamentul acesta sunt de acord. Adică nici măcar la 50 de lei, stați să văd ce... Articolul 14. Nu și are rost, adică nicio taxă, nu 50 de lei. Vis-a-vis de articolul 15 la muzeu, de acord, ați venit cu amendament în loc de 100 de roni, la 50 de roni pe oră, pentru a se filma prezentare, târguri, expoziții, da, de acord cu acest amendament. Deci cu două amendamente sunt de acord, din toate amendamentele făcute de către Partidul Național Liberal. Și v-am spus și care este, nu sunt raționamente politice, vă spun sincer, ci pur raționamente economice. Am spus că nu voi fi de acord cu majorări de taxe și impozite. Nu mi-am propus lucrul acesta. Dar ca să putem să continuăm investițiile făcute, trebuie să avem această abordare pe care o au toate primăriile din țară. Dacă vor veni bani de la guvern, și sper că vor veni, să vedem sub ce formă, pentru că acolo se spun că vor veni bani, sau ăsta a fost un punct de vedere al primului ministru, legat de cheltuieli de funcționare. Primăria Municipiului Ionești își propune să facă mai mult în acest an, în 2018, nu doar să funcționeze, ci să facem investițiile propuse vis-a-vis și de spital, vis-a-vis de infrastructură, vis-a-vis de școli, de proiectele europene și de cofinanțările la proiectele în desfășurare. Eu vă mulțumesc și vorba înțeleptului, cum o vrea Dumnezeu. Eu sper să treacă această propunere, pentru că altfel complicăm lucrurile rău de tot. Mulțumesc mult! Dacă nu mai sunt de vedere, o să supun la vot amendamentele prezentate. Am înțeles, domnul primar, sunt... Le-am asumat pe cele două. Doar cele două.
Restul o să se le supun la vot consilierilor. O să le luăm pe fiecare parte, ca să nu fie confuzie. Dar mai bine pe toate, ca să... O să supun la vot modul de votare atunci. Cine este pentru ca să le votăm separat sau cine este de acord să le votăm în bloc. O să supun prima dată cine este de acord ca amendamentele să fie votate separat. Cine este pentru? Cinci voturi, vorbesc că diferența este împotrivă. Abțineri. Dacă 4 voturi, ce scuze. Diferența împotrivă. Mulțumesc. Atunci o să votăm în bloc amendamentele, fără cele două care... Fără cele două care sunt asumate. Cine este de acord cu amendamentele prezentate de grupul liberal din Consiliul Local? Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. 9 voturi. Cine este împotrivă? Abțineri? 2 abțineri. Împărțirea campă se votează cu majoritatea consilierilor în funcție. Era și să ajungă ce vădări. Deci amendamentele au picat. O să supun atunci, dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestor amendamente, în păcate oriștenii l-au putut beneficia de taxe mai mică, asta este. O să supun la vot proiectul în forma prezentată, cu cele două amendamente însușite de către domnul primar. Trei. Și cu celălalt făcut de... Trei, da, al domnului director cu majorarea de la 1-3 la 1-8 pentru persoane juridice, clădiri, nerezidențiale. Da? Cine este pentru proiectul numărul 3 în forma prezentată cu adăugirile asumate de pe domnul primar? Cine este pentru? Voturi. Cine este împotrivă? 4 a trecut. Proiectul numărul 4. Vă rog, domnul secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual elaborat de specialitatea primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanei de muncii plănești pentru anul 2018, ținând cont de modificările legislative, respectiv creșterea salariului din propria economie de la 1450 de lei la 1900 de lei și trecerea contribuției angajatorului la angajat. Raportul comisiei, vă rog. Comisia, vă rog frumos. Compartimentul specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, la stabilirea salariilor pentru categoriile de personal menționate în proiectul de hotărâre, s-au avut în vedere modificările legislative prevăzute de ordonanța de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal, prin care contribuția la asigurările sociale pentru condiții normale de muncă se va face în cote de 25%, va fi în sarcina totală a salariatului. Contribuția la asigurările de sănătate în cota de 10% va fi în totalitate în sarcina salariatului. De asemenea, hotărârea Guvernului numărul 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, prin care urmează să crească de la 1450 la 1900 de lei salariul minim pe economie. La stabilirea salariilor, de asemenea, au fost avute în vedere criteriile și principiile din legea 153/2017, lege care reglementează sistemul de salarizare,
pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul autorității administrației publice, principiul legalității, nediscriminării, egalității, importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării pe verticală cât și pe orizontală, principiul transparenței, mecanismul de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare, precum și principiul publicității. Prin aprobarea proiectului de hotărâre se urmărește punerea în acord și respectarea principiilor esențiale dictate prin legea salariării, astfel încât, chiar prin aplicarea modificărilor legislative amintite, să nu fie încălcate principiile dictate, iar impactul modificărilor legislative să nu afecteze venitul net al salariaților. Față de cele prezentate, vă rog să dispuneți. Avizul Comisiei favorabil. Dacă sunt întrebări cu marginea acestui proiect, doamnă primar. Vreau să înțeleagă toți consilierii locali vis-a-vis de acest proiect. Am urmărit în primul rând ca angajații să, ca începând cu 1 ianuarie, să aibă aceiași bani în mână, venituri. Asta înseamnă anumite modificări a unor coeficienți. Important este, după cum am spus, oamenii prin această nouă, să zic, abordare, trecerea complicațiilor fiscale de la angajator angajat, să nu încaseze mai puțin bani. Mi-am dorit lucrul acesta și împreună cu colegii din compartimentul economic am căutat soluția și am și găsit-o. Este soluția pe care am și propus-o de altfel prin acest proiect. Mulțumesc! Dacă o precizare din sintagma, din titlul proiectului, sintagma pentru anul 2018 se elimină. Mă rog, doamna. Dacă sunt persoane ieșite la pensie care încă lucrează în primărie, dacă intenționați să încheiați raporturile de lucru cu aceste persoane și să angajați alte persoane care nu au venit și care pot fi la fel de bun. Din cunoștințele pe care le-am în acest moment, doar două cazuri sunt cu persoane ieșite la pensie și care lucrează cu contract în primărie, dintr-un total de 248 de persoane. Două. Aceeași abordare am avut-o și o să am și vis-a-vis de administrația publică locală și vis-a-vis de Spitalul Municipal Unește, unde sunt undeva, cred că 17 medici, sper să nu greșesc, domnul director. Nu știți. 17 medici acolo ieșiți la pensie, care în continuare au contract de colaborare. Am făcut recomandarea ca medicii ce asigură gărzile trebuie să rămână și am încurajat Consiliul de Administrație și formula de management de la spital să încerce să recruteze și să aducă la Spitalul Municipal doctori tineri pe specialitățile unde suntem deficitari ca și număr de personal și noi îi sprijinim cu acele locuințe de servicii în acest sens. Deci cazurile sunt foarte puține, zic, două dintr-un total de 248. Da, și termenul este limitat, un an contract. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Domnul Cristian? Așa cum am spus-o și în decursul anului 2017, când s-au votat salariile, consider că sunt unii coeficienți care sunt prea apropiați la funcții care au responsabilități diferite și mi-aș fi dorit măcar de data asta să se ține cont de doleanțele noastre. Văd că nu au avut eco în ședința respectivă și pentru acest motiv noi nu vom vota pentru acest proiect. Faptul trebuie să vă răspund oarecum la cele spuse de asta mai devreme. Ca să facem diferențiere însemna o creștere sau un efort foarte, foarte mare bugetar. Am încercat să facem lucrul acesta, dar nu putem să facem fără să analizăm și ce implicații financiare generează o astfel de, să zic, separare a salariilor. Genera oricum de ordinul 10-lor de mii de lei pe lună. 18 miliarde de lei pe an.
Da, în condițiile astea, ca primar, ți-e greu să faci toate aceste modificări, văzând ce implicații generează. Da, dar primarul mai are niște pârghii care poate... Le-am folosit anul acesta. Le-ați folosit? Da. Știu la ce vă referiți și întrebați. Mulțumesc. Plăcere. Alte intervenții? Am ținut cont de recomandare și mi se pare de bun sens. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 4 voturi. Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 5, mă rog. Dăm în vedere că tariful perceput pentru eliberarea unui abonament bloc de parcare s-a transformat în taxa anuală abonament de parcare de reședințe și se constituie venit la bugetul local al municipiului Onești, a fost necesară modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată de municipiul Onești, conform prezentului proiect de hotărâre. Raportul de specialitate. Având în vedere că prin anția numărul 5, din tracție numărul 25 din 24 decembrie 2016, tariful perceput pentru eliberarea unui abonament loc de parcare s-a transformat în taxa anuală, abonament loc parcare de reședință și se constituie venit la bugetul local al municipiului Onești, a fost necesară modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, după cum urmează. Articolul 6 din regulament va avea următorul conținut. Taxa anuală a abonamentelor de parcare de reședință se plătește anual până la 31 martie inclusiv sau la data dobândirii abonamentului. Aveți favorabil la comisie. Mulțumesc frumos. Și comisia 1 aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții primare acestui proiect. Dacă nu s-o pun la vot proiectul în forma prezentată, cine este pentru? Pentru împotriva, ținem nu sunt. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 6. Domnul secretar, vă rog. În acest moment sunt disponibile un număr de 5 locuințe de serviciu și se impune repartizarea acestora în conformitate cu condițiile previste de regulamentul anexă la hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 30.03.2017. Pot beneficia de locuințe de serviciu până la dobândirea unei locuințe proprietate personală din Ticănești, angajați ai administrației publice locale și instituțiilor publice aflate sub autoritatea sau coordonarea acesteia. Competența privind închirierea bunurilor proprietatea municipiului are Consiliul Local în înțeșterea atribuțiilor sale privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Onești. Raportul specialitatea de voastră. Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local în condițiile legii. Locuințele de serviciu aflate în administrarea UAT Onești vor fi repartizate și închiriate în conformitate cu prevederile regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu din anexa la HCL numărul 41 din 30.03.2017. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarului depus pentru atribuirea unei locuințe de serviciu la Registratura Primăriei Onești, întocmind următoarele documente. Lista solicitanților pentru atribuirea locuinței de serviciu, lista solicitanților care au acces la locuința de serviciu, lista solicitanților care nu au acces la locuința de serviciu și lista de prioritate pentru acordarea locuinței de serviciu. În conformitate cu regulamentul privind modalitatea de acordare a locuinței de serviciu, Comisia Socială de Analiză a întocmit, potrivit ordinii de prioritate, lista solicitanților care au acces la locuința de serviciu, anexa numărul 1 la prezentul raport de specialitate. Având în vedere aceste aspecte relatate mai sus, propun Consiliului Local Onești spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea unei locuințe de serviciu situate în municipiul Onești, strada generală Radu Roseti. Aveți favorabil. Aveți favorabil și din partea comisiei. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuți prima acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru?
din potrivă nu sunt, abținem nu. Deci, la următorul proiect, vreau să vedeți, vă rog, dispune votul pentru șapte. În prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea componenței acestei comisii sociale de analiză, astfel încât dintre membrii acestea să facă parte și un reprezentant al Consiliului Local pentru asigurarea unei transparențe maxime în desfășurarea activității acesteia și înlăturarea oricăror forme de suspiciune. Astfel de semnarea de nominal a membrilor acestei comisii reprezintă dispoziția formatului. Totodată se consideră oportună această modificare a componenței comisiei motivată de faptul că listele de prioritate privind solicitanții îndreptățiți să primească o locuință aflată în administrarea autorităților administrației publice locale în care sunt înscriși în ordinea de scăscăpare a punctajului obținut se supun aprobării Consiliului Local Onești. Raportul specialitate. Hotărârea numărul 153 din 15 decembrie 2014, Consiliul Local Onești a stabilit regulamentul privind repartizarea și încheierea locuințelor din municipiul Onești, categoriilor de locuințe, ce fac obiectul atribuirii conform acestui regulament fiind locuințele realizate de ANL, locuințe sociale, locuințe din fondul locativ de stat preluate de la unitățile SA și camerele de locuit din imobilul situat în strada Libertății numărul 1. Potrivit acestui regulament, pentru analizarea și evaluarea fiecărei solicitări depuse pentru atribuirea unei locuințe dintre cele menționate mai sus, s-a prevăzut la articolul 8 din anexa A la HCL 153/2014, o comisie socială de analiză compusă din 5 membri, președinte, secretar din cadrul serviciului fond locativ și 3 membri din cadrul aparatului primăriei Onești. Potrivit articolului 21 aliniatul 2 din HCL numărul 1275 din 2000, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței numărul 114 din 1996, comisiile constituite vor analiza cererile pentru locuințele sociale și vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitații îndreptățite să primească în anul următor locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare, listele se vor afișa la sediile primăriilor. De asemenea, potrivit articolului 15 aliniatul 1 și 2 din HG numărul 962 din 2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii numărul 152 din 1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale municipiilor lista solicitațiilor care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. Ținând seama de aceste prevederi legale ce atribuie competențe consiliului local în aprobarea listelor de prioritate pentru fiecare dintre categoriile de locuințe menționate mai sus, apreciem oportună includerea unui membru al consiliului local în componența comisiei sociale de analiză. Pentru constituirea legală a acestei comisii se impune modificarea aliniatului 1 al articolului 8 din regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești, prevăzut în anexa la HCL numărul 153/2014, astfel încât să aibă următorul conținut. Comisia Socială de Analizare în componentă un președinte, un secretar din cadrul serviciului convocativ, 2 membri din cadrul primăriei Onești și un membru din cadrul Consiliului Local Onești, toți cu drept de vot. Comisia de soluționare a contestațiilor are în componentă un președinte, un secretar din cadrul serviciului convocativ și un membru din cadrul primăriei Onești, toți cu drept de vot. Comisiile se convoacă de către președinții acestora cu minim 24 de ore înaintea ședinței și sunt legal constituite în prezența a 200 din numărul total de membri. Având în vedere ce prezentate, vă rog să analizați și decideți a fost prezentată de hotărâre pentru modificarea articolului ăsta alineat din regulamentul prevăzut în HR numărul 153 din 2014. Vă mulțumesc frumos! Raportul Comisia 4 favorabil. Comisia 1 a fost favorabil. Vă mulțumesc frumos! Sunt discuții. Dacă nu, o supun la vot proiectul numărul 7, cine este pentru? Mă rog. Poate era mai potrivit să spun la discuții lucrul acesta. Astăzi, împreună cu colegii de la Fondul Locativ, am atribuit 16 locuințe. O locuință socială, cred că 7 garsoniere și 8 apartamente cu 2 camere. Locuința socială într-un bloc de pe strada Dacii, iar celălalt ansamblu de blocuri ANL, în partea de sus a orașului de pe Sintezii. Așadar, să știți că ne preocupă, în primul rând, să verificăm dacă cei care locuiesc în
în acele locuințe de tip anele îndeplinesc condițiile astfel încât să vedem ce spații găsim pentru lista de așteptare, care este una destul de lungă. Anul acesta, mai bine de un număr de 40 de locuințe în total s-au atribuit, zic eu. Și cred că este un lucru foarte bun, pentru că tinerii din municipiul Onești, astăzi am asistat la o discuție, un tânăr de 11 ani era pe lista de așteptare și după 11 ani, astăzi, și-a găsit soluții în rezolvarea problemei și cred că este un lucru foarte bun. Vă mulțumesc. În vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 215 prin administrația publică locală, Consiliul Local oferește în funcție legii darea în administrare, concesionare sau închiderea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Onești. În vederea de Consiliul anterior au fost atribuite sub formă de concesiuni în teren ce aparține domeniului privat al municipiului Onești, în suprafață de 1500 de metri pătrați, în preajma strada Crașului numărul 4, destinat realizării unui complex de alimentație publică și agrement, benefic atât investitorului, cât și bugetului local. Deoarece la data de 24.12.2017 expiră durata de concesiune, concesionarul solicită prelungirea contractului de concesiune de perioadă de 23 de ani. Raportul specialitate de loc. Dacă la data aprobării contractului de concesiune nouă pe 1992 între municipiul Onești și Secer Faleza SRL, regimul tehnic al imobilului ce face obiectul concesionării nu prevedea restricții funcționale impuse prin documentație de urbanism. Astăzi, funcțiunea spațiului pentru care se solicită prelungirea contractului încalcă prevederile PUC și RLU în vigoare ale municipiului Onești. Imobilul pentru care se solicită prelungirea contractului de concesiune este încadrat în modele 51, definită în PUC ca lunga al râului Cașin, furor, peisagistic și de protecție, unde este permisă doar executarea unor lucrări de consolidare a marilor, protecție împotriva inundațiilor și sau amenajări peisagistice. Funcțiunea reală a clădirilor edificate pe terenul ce face obiectul concesiunii a fost modificată pe parcursul anilor astfel. De la funcția inițială, complex comercial și de agrement, prevăzut în autorizația de construcție 140/1993, în spațiul de depozitare a îngro conform panoului inscripționat depozit 8, astăzi amplasat pe fața de clădirii, până la activități de depozitare și comerț comunitul conform autorizației de funcționare deținute, fără a mai desfășura și activități de agrement prevăzute în autorizația de construire ce trebuie respectată. Cum schimbarea de destinație nu este permisă decât în condițiile respectării funcțiunilor prevăzute de PUC, în condițiile nerespectării acestor categorii funcționale, o eventuală prelungire ar încălca prevederile articolului 13, alineatul 1 din legea 50/1991, conform cărora terenurile aparținând domeniului privat aluate, destinate construirii pot fi vândute concesionatorilor închiriate, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii. Având în vedere și răspunsul sistemului de gospodărire a apelor Bacău, privitor la riscurile aprobării unui plan urbanizonal ce avea ca scop facerea bazarului pe fost amplasament, municipiul Onești va putea totuși realiza în acea zonă amenajări peisagistice de tipul parc, grădină publică, investiții de interes public compatibile funcțional prevederilor PUC. Astfel, investiții de interes public destinate regenerării urbane a zonei ar putea fi obstrucționate prin prelungirea acestui contract. Carta tehnică a construcțiilor edificate pe acest amplasament de către Secer Faleza SRL, construcția aflată în stadiu avansat de degradare, reprezintă o documentație ce trebuia întocmită și actualizată ca obligația proprietarului clădirilor pe întreaga durată de viață a construcției, conform articolul 22 din legea 10 a calității în construcție și articolul 4648 din HG 273/1994. În absența acestei cărți tehnice a construcției, nu se poate constata starea tehnică a clădirilor mai sus menționate, dacă au fost edificate, dacă prezintă siguranță în exploatare, dacă au fost edificate cu respectarea autorizației de construire emise, dacă acestea ar putea fi desfințate pe cale administrativă fără plata unor despăgubiri pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile articolului 33 din legea 50/1991. În concluzie, Direcția de Urbanism nu recomandă prelungirea acestui contract de concesiune, deoarece, pe teren, se poate constata aspectul degradat al clădirilor existente, ce imprimă zonei un caracter periferic, nepotrivit pentru o zonă centrală a municipiului. Și pentru că activitățile desfășurate în prevedere sunt incompatibile funcțional cu prevederile PUC, prelungirea acestei concesiuni putând împiedica regenerarea peisagistică a zonei prin realizarea unui parc sau grădini publice. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem spre analiză în vederea aprobării sau respingerii proiectului de hotărâre în forma prezentată. Comisia 4 a dat aviz nefavorabil. Comisia 2 a dat aviz. Și
Și comisia 1 a avis nefavorabil. Mulțumesc. Discuții primare a acestui proiect? Domnul primar. Imaginele sunt cele urgente. Domnul Pristea. Aș vrea să întreb cu domnul secretar. Înțeleg că punctul de vedere al domnului arhitect. Și nu se întrești cu domnul secretar asupra legalității dacă este legal să prelungim această concesiune în contextul expus de către domnul arhitect. Problema este una mai delicată cu privire la legalitate. Aici s-a discutat de oportunitate și din punct de vedere arhitectural. Acum, ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat. În actualul context, concesiunea pe domeniul privat nu se mai poate face, având în vedere prevederile codului civil, care împrogă orice alte. Însă, acolo, deocamdată, suntem, deși apare și în expunere, am văzut și în raport, ca și domeniul privat, tot ce înseamnă zona aceea de bazar a fost intabulată și pe domeniul public. Greșesc, domnul Vitescu? Da. Și atunci suntem, la momentul acesta, va trebui probabil într-un viitor să venim în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre de trecere din domeniul public în privat. Dar la momentul acesta este în public și contractul de concesiune poate fi prelungit. Dar, din punct de vedere legal. Dar, din punct de vedere arhitectural, de punct de vedere urbanistic, domnul arhitect șef și-a spus punctul de vedere. Și cum spunea și domnul Ienea, imaginile trebuie arată totul. O singură întrebare aș mai dat să pădă domnul președinte. Domnul arhitect, dacă și-a rezolvat problemele referitoare la stadiul avansat de degradare, vă mențineți punctul de vedere? Mai este o problemă de integrare în cadrul urbanistic. Deci sunt două probleme. Una respectând funcțiunile. Funcțiunea este o categorie diferită de starea clădirii. În sensul că sunt funcțiuni permise, se direcționează de fapt funcționarea unui oraș prin aceste prevederi din PUC. Acolo se face o activitate, altă activitate. În ultimii ani noi ce am constatat? Că deși inițial autorizația de construire făcea referire la spații de agrement care au fost mai propice cu zona, cu funcțiunile zonei, atunci nu exista o documentație de urbanism care să interzică această funcțiune. Acum există. Deci actualmente prin funcțiune, dacă se află o prelungire de 10 ani, s-ar bloca, să zicem, orice prin poziția care ar rămas singură, acolo izolat de un câmp viran, cu, așa, ar împiedica să, prin funcțiune, deci el are circulație o curte plină de mașini, s-au mai constatat, la dânsul nu avem autorizație de construire, din păcate, ca să dovedim, dar s-au constatat că cele două clădiri, Faleza și Licuriciu s-au lipit. Nu există asemenea lucru în autorizația de construire. Ele sunt unite ca și corpuri la nivelul... Adică ar fi foarte greu să emitem o autorizație de construire pentru o intrare în legalitate. Are niște anexe acolo, dacă le vedeți, care nu fac parte... Deci numai clădirea inițială a fost. Acele, ce să zic, confecții metalice și ce mai sunt acolo nu figurau deloc în autorizația de construire. Nu știu cum ar putea intra decât în desfințare să intre în legalitate cu ele. Și, da, rămâne dumneavoastră să vă pronunțați. Eu, din punctul meu de vedere, într-adevăr, ele n-ar putea funcționa izolat. În cadrul existent ar împiedica, într-adevăr, regenerarea zonei. Mulțumesc. Vreau să spun, adică, concesiunea oricum nu se face. Se face pentru ca cel care primește acel termen să realizeze un obiectiv. Așa trebuie, n-am văzut contract de concesiune, dar așa... Asta este de esența unei concesiuni, da? Eu concesionez o suprafață din domeniul public sau privat al municipiului Onești pentru a face o locuință, o... conform autorizației, nu înțeleg de ce nu se mai găsește autorizația, trebuia să facă un complex comercial și de agrement. Noi putem prelungi contractul de concesiune în situația în care acest obiectiv a fost îndeplinit. Nu? În care s-a construit acel complex de agrement și comercial și se continuă această activitate. Ori, după cum știm, acolo este, nu știu ce este, nu poate fi vorba despre un complex de agrement. Deci ăsta este motivul, unul dintre motivele pentru care Comisia Juridică a spus că nu, în condițiile actuale nu se poate prelungi contractul de concesiune și cred că
ar trebui să figureze ca unul din motivele afară de celelalte de ordine arhitectural, pentru care, dacă dumneavoastră nu veți aproba prelungirea acestui contract de construire, printre unul dintre motivele care vor merge pe această soluție. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să vin cu o completare la ceea ce a spus domnul Cristian, aparent poate fi evită și o posibilă nelegalitate în următoarele situații. Potrivit contractului de concesiune, bunul realizat, investiția realizată, la sfârșitul concesiunii devine proprietatea municipalității. Odată cu finalizarea contractului, acest bun, unde să-l recuperăm? Deocamdată nu știu. O să vedem, probabil vor merge în instanță, cel mai posibil, cel mai probabil. În măsura în care Consiliul Local ar vota și ar prelungi închirierea, Curtea de Conturi poate interpreta că municipiul Onești a fost deposedat de proprietate pe perioada următoare. Deci ar fi un semn de întrebare. Acum dumneavoastră rămâne să apreciați în ce măsură e necesar. Deci, la momentul acesta nu există un motiv de nelegalitate. Eu, raportat la cele expuse de domnul Iene, zic și eu că nu putem prelungi, nici măcar din punct de vedere legal. Pentru că una din condițiile pentru care s-a făcut această concesiune nu este respectată. Eu nu aveam cum să controlez la momentul încheierii concesiunii dacă el va respecta, dar astăzi pot să verific și să constat că n-a respectat-o. Și atunci, dacă aș prelungi această concesiune, de punctul meu de vedere, noi o facem ilegalitate. Eu nu am să votez așa ceva niciodată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna. Era motiv de încetare a contractului pentru nerealizarea obiectivului. Dar omite să prelungesc. Dar omite să prelungim, exact. Vreau, în primul rând, să justific de ce sunt inițiatorul acestui proiect. Ca să nu înțeleagă cineva că susțin prelungirea concesiunii. Pentru că a venit o cerere în acest sens, ca pe ordinea de zi, în prima ședință, să fie pus pe ordinea de zi. Din acest motiv am fost inițiatorul acestui proiect. Pe de o parte, acum trebuie să-l contrazic în spirit de glumă pe domnul Iene. Cum adică nu și-au respectat contractul? Nu e zonă de agrement. Nu, e zonă de divertisment. Adică te duci acolo și te bufnește râsul. Când vezi, ce vezi? Buna credință persoanei juridice care desfășoară activitatea economică acolo, o înțeleg din investițiile făcute și din respectarea contractului pe care l-a avut cu Primăria Municipiului Onești. Altfel nici n-am cum să analizez decât din punctul ăsta de vedere. Și bineînțeles că sfătuindu-mă atât cu domnul arhitect, cât și cu specialiștii din direcția juridică, înțelegem acolo să dezvoltăm o zonă de agrement, de divertisment avem destule, adică unde să ne putnească răsul când vedem ce mai construiesc cu noi. Și în acest sens am și demarat o procedură pentru a realiza un proiect de amenajare peisagistică. Se dorește să se crea o zonă de mult spațiu verde și va fi și prezentat într-o schiță cam cum gândim noi. Deci, să înțeleagă toată lumea, nu susțin prelungirea concesiunii prezentate mai devreme. Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul că m-a prezentat. Cine este pentru? Nimeni? Abține? Votul împotrivă, scuze. Abține? Proiectul numărul 9. Vreau să vă dați, mă rog, spune. Prin hotărârea de Constanța numărul 20/28/2017, OAT Onești a devenit membru cu drepturi depline al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Canal Constanța. Asociația poate accepta noi membrii cu acordul asociațiilor și cu încheierea unui act adițional la statut, în care noi membrii sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativă teritorială care devine membru al asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și de la gestiunea serviciului operatorului prin act adițional al contractului de legare
ce va fi semnat de asociație numele și pe seama unității administrative teritoriale respective. Prin hotărârea numărul 22/2017 a Consiliului Local al Comunului Mihai Viteazu, județul Constanța, se fac demersurile necesare pentru aderarea localității respective la Adia Apă Canal Constanța. Având în vedere statutul OAT în eșdementul al Asociației Dezvoltare Intercomunitară, Apă Canal Constanța și în conformitate cu prevederile statutului acesteia, orice solicitare de aderare asociației la asociația unui nou membru trebuie aprobată de fiecare OAT în parte prin hotărâre de Consiliul Local. Raportul de specialitate. Secretarea numărul 18, Consiliul Local al Comunii Mihai Viteazu, județul Constanța, se fac demersurile necesare pentru aderarea localității respective la Adia Apă Canal Constanța. În vedere statutul OAT, unești de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța și în conformitate cu prevederile statutului acesteia, orice solicitare de aderare la asociație a unui nou membru trebuie aprobată de fiecare OAT în parte prin hotărâre de Consiliul Local. Raportul Comisiei. Disfavorabil. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Voturi împotriva, ține nu sunt. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10. Vă rog, domnule secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă aferent anului 2018, ce va fi efectuat de către persoanele cu funcții de demnitate publică, respectiv primarul și viceprimarul municipiului Ernești. Pentru primar, numărul de zile de concediu de odihnă aferent 2018 este de 25 de zile, la care s-au dat un număr de zile de concediu neefectuat în anul 2017 de 20 de zile. Pentru viceprimarul, numărul de zile de concediu de odihnă aferent anului 2018 este de 25 de zile, la care se adaugă numărul de zile de concediu de neefectuat în anul 2017 de 6 zile. Raport de specialitate. La stabilirea numărului de zile de efectuare a concediului de odihnă sau în vedere prevederile ordonanței de guvern 80/2003, care reglementează la articolul 8 că în cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Local, primarul și viceprimarul, respectiv primarul și viceprimarul municipiului Ionești, pot efectua numărul de zile de concediu restant în anul următor. Așadar, în prevederile care reglementează concediul de odihnă, respectiv prevederile OG, spun că pentru anul în curs au 25 de zile ambii și primarul și viceprimarul și pentru anul 2017 se pot adăuga un număr de 20 de zile la cele 25 pentru primar și un număr de 6 zile de concediu neefectuat la cele 25 pentru viceprimarul municipiului. Față de cele prezentate, proiectul, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul comisar. Avocat. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții pe acest proiect, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul numărul 11. Programul secretar. Analizit un an la poftiți? Nu, nu ați votat. Nu. Îmi vedeți singur? Nu, au spus că nu am invitat. N-am zis, nu. Da. Proiectul 11. În primărare, articolul ăsta președintele de ședință. Prin hotărârea Consiliului Local 77 din 30 mai, anexa 5, s-a aprobat lista de inventare a componentului sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Ionești, precum și stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate de nivelul gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SCRAJA ESA, aprobarea contractului de delegare gestiunii, a listei linurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a proiectelor de sarcini ale serviciului. În vederea reducerii pierderilor de apă în localitatea Araja, în localitate, SCRAJA ESA Constanța intenționează să elaboreze proiectul optimizarea funcționării sistemului de alimentare cu apă și apă în zone de presiune în localitatea Onești, motiv pentru care se impune modificarea punctului 9 din anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 156 din 25 octombrie 2017 prin aprobarea completării anexei 5 la hotărârea Consiliului Local 77 din 30 mai 2017 conform proiectului de hotărâre inițial.
raport în specialitate. Raportul de specialitate, vă rog frumos. Prin HCL numărul 156 din 2016, s-au atestat la domeniul public al municipiului 11 amplasamente necesare implementării proiectului optimizarea funcționării sistemului de alimentare cu apă pe zone de presiune în localitatea Onești, județul Bașau, pe care secerarea este intenționată să elaboreze. Pentru reducerea pe ansamblu a cheltuielilor de execuție, s-a constatat că se impune modificarea poziției numărul 9 din anexă, precum este stipulat în tabelul anexat. Amplasamentul a fost verificat și materializat în teren. În același timp, nu face obiectul unor litigii în instanță, nici al unor reconstituiți în ceea ce privește legile fondului funciar. Pe marginea celor expuse, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma inițială. Mulțumesc frumos, la fel. Deci, favorabil și la comisie. Mulțumesc. Și comisia 1 a decis favorabil. Vă rog, doamna Jabuc. Vreau să întreb dacă acest imobil face parte din bunurile care au aparținut sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Vă rog. Nu, la momentul ăsta le-am vorbit ce parte. Pentru că acolo va fi amplificat un hidrofon. Da, nu se pare. Haideți să vă explic eu, da, vă rog, și dacă pot fi atribuite, în felul ăsta. Deci orice agent economic poate solicita așa un teren și le atribuim. Nu. Trebuie să facă să aibă un serviciu public, legea permite, atât legea 51 cât și 241, legea APEI, ne permite să acceptăm direct, sub formă de concesiune. E o formă de concesiune pentru care va plăti redevență, doar pentru serviciile publice. Pentru așa un serviciu public. Haideți să vă explic oarecum această nevoie. Cei de la Raja vor fi nevoiți să reducă presiunea în anumite zone din instalația de alimentare publică, din sistemul de alimentare public cu apa municipiului Onești. Și pentru că apa să poată să urce la ultimele etaje, la blocurile cu un mai multe etaje, cu un nivel de înălțime mai ridicat, trebuie să pun anumite stații de pompare. Stațiile de pompare astea se vor monta, mai ales în blocurile situate din partea de sus a orașului, nu știu cum să explic exact, de lângă Petrom, 11 iunie și peste 7 etaje, dar toate blocurile vor trebui să aibă o stație de pompare proprie, astfel încât să nu existe probleme de presiune la etajele superioare. Acesta este raționamentul pentru care am solicitat, de fapt Raja a solicitat punerea la dispoziție a acestor suprafețe de teren. Mai sunt intervenții? Dacă nu, supun proiectul în formă prezentată, cine este pentru? Mulțumesc, trecem la ultimul punct, punctul 12, este o sesizare a domnului Ioniță Manea, trimisă de instituția prefectului. Am să fac doar o scurtă prezentare. Ea a fost trimisă prin intermediul instituției prefectului. Așa cum reiese și cum probabil ați lecturat-o și dumneavoastră, în opinia noastră nu este o procedură prealabilă, este o simplă petiție. Și pentru că am fost nevoiți, am pus-o pe ordinea de zi. Urmează ca dumneavoastră să apreciați, să luați la cunoștință de nevoie. Da. Da. Dacă aveți interfeiți pe cum aceasta se sesizează. Asta n-am înțeles sintagma, am fost nevoiți. Da. Păi nu, am fost nevoiți. Instituția prefectului ne-a solicitat să o punem pe ordinea de zi a Consiliului Local. Nu putem să punem ca și un proiect de hotărâre ca soluționarea unei plângeri prealabile. Are și un temei de drept acolo, din local? Are și un temei de drept? Nu. Nu. Poate trebuie să facă 7 aliniatul 1 din legea 554.
Trecem la diverse. Cine dorește să înscrie la diverse? Domnul Cristian, vă rog. Am primit o solicitare care, vă spun sincer, că n-am reușit astăzi să verific dacă mai este de actualitate sau nu. La intersecția dintre Buciumului și Republicii, acolo unde a devenit interzis stânga dintre Buciumului spre gară, am primit o solicitare să montăm un indicator care să avertizeze șoferii că s-a trasat lider în continuu și nu mai pot face stânga. Este mai ok, v-am spus că n-am apucat să verific, n-am trecut acolo. Atunci e repede, bine, mulțumesc. Indicatorile nu le punem nici în plus, nici în minus, domnul președinte. Le punem așa cum hotărăște poliția locală. Poliția de circulație împreună cu comisia ce stabilesc sau reglementează modul cum se circulă pe drumurile publice. Acolo a spus poliția și comisia să punem acolo în plus. Okay. Cred că știu de și mai bine unde trebuie să montăm semne de circulație decât noi. Cineva mai dorește să intervine la diverse? Dacă îmi permiteți, am două anunțuri sau două prezentări. O adresă pe care ați primit-o și noastră de la ANAF, deși este adresată pe Consiliul Județean, cei de la ANAF ne-au rugat să o prezentăm și Consiliului Local Onești, în speranța că vor găsi persoane interesate să cumpere cea mai rămas din fosta uzină SECE Euton ESA. Noi aducem la cunoștința Consiliului Local, dumneavoastră ați lecturat și dacă cunoașteți eventuali investitori să le comunicați. Și o a doua adresă, cea a Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Onești, care anunță Consiliul Local că și-a încetat activitatea și a încheiat mandatele. De asemenea, a fost prezentată și această adresă. Cred că ar fi bine să spunem și motivele pentru care încetează activitatea acolo. În viziunea domnului președinte de la Consiliul Local al Tinerilor, nu a primit sprijinul la care se aștepta din partea Consiliului Local. Nu știu ce... Asta nu știu, că nu l-am întrebat ce relații a dezvoltat cu fiecare dintre dumneavoastră, nu e treaba mea. Așa, astea sunt, să spun, ăsta e argumentul principal. În urmă cu aproape jumătate de ani mai bine, cred că am avut o interpelare pe această temă și se pare că am avut dreptate. Am ridicat atunci problema că este inadmisibil ca într-un oraș de 40.000 de locuitori, 40.000 nescriți, deci, da? Suntem mai mulți pe hârtie, să nu găsim 21 de tineri capabili care să ocupe măcar formal pozițiile în Consiliul Local al Tinerilor și am zis atunci că cred că se impune o schimbare de antrenor, că văd că jucători nu găsim. Pare că am avut dreptate. Eu vă propun ca după ce trec sărbătorile să luăm această problemă foarte în serios și să găsim mijloace ca la nivelul fiecărui liceu să găsim o mână de tineri reprezentativ pentru acea unitate și să facem funcțional cât de cât. Mă rog, în măsura în care este posibil acest Consiliu Local al Tinerilor, eu o să mă înham, ca să zic așa, la o asemenea chestiune. Dacă mai sunt alți colegi care vor să ne implicăm, să-l facem funcțional, cu mare drag. Vă completat așa, domnule președinte, tot pe tema asta, dacă tot s-a deschis subiectul. Am primit și eu o solicitare din partea unui cadru didactic de a avea întâlniri periodice, noi consilieri locali, cu tinerii. Cred că e o inițiativă bună, doar că aș vrea să o discut un pic mai amănunt ca să vin cu o propunere concretă sau să vină dânsul cu o propunere concretă în fața colegilor. Și cred că dacă noi am ajunge în fața tinerilor repetat, în mod frecvent, atunci ei poate s-ar mobiliza mai bine și nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații în care să pornească la un drum, dar să nu facă niciun pas. Și atunci, dacă ei vor avea, pentru că din punctul meu de vedere inițiativa trebuie să vină în primul rând din partea lor, dacă vor dori să se constituie într-un nou Consiliu Local care să funcționeze, cred că din partea noastră a Consiliului Local există tot sprijinul. Mulțumesc. Domnule, două lucruri vreau să spun și eu. Faptul că acest Consiliu și-a încetat activitatea este o bilă neagră și pentru noi. Este, după cum vedeți, este un dezinteres total al tinerilor de a se implica în viața administrativă și în viața politică. Observăm cam ce
ce persoane, spunem așa, pune în față cele două partide mari, PSD-ul și PNL-ul. Nu sunt reprezentative, deși oamenii cer oameni tineri. Faptul că se desfințează și acest dezinteres, avem și noi o vină, pentru că n-am reușit nici să-i facem interesați de aceste aspecte ale vieții sociale și n-am reușit poate nici să fim exemple foarte bune ca să ne poată, urma. Și ultimul lucru, am trei cuvinte pentru toți membrii consilieri și pentru personal și pentru presă, la mulți ani. Vreau să apreciez în mod deosebit marcajul care s-a făcut pe strada Tineretului. Este aproape descongestionat. Va trebui și pe strada Poștei, făcut o extensie la capătul dinspre bulevardul Oitus și se rezolvă două lucruri importante pentru circulația autonomă. Așteptăm la viață! Da, mai am o singură sugestie pentru această comisie. S-au mișcat foarte bine lucrurile, trebuie să recunoaștem în oraș, în ceea ce urmește circulația, chiar dacă mai e de lucru. În schimb, o singură problemă, e adevărat că investiția acolo nu este atât de simplă, nu se poate rezolva doar cu niște simple marcaje în Dallas și am și discutat cu câțiva factori decizie. La... Când se vine dinspre cartierul Dallas, dinspre cartierul Mal și se face stânga la Kaufland, acolo dimineața, între 8 fără sfert și 8 și jumătate, se produc niște cozi interminabile, undeva de ordinul 5-600 de metri, să ajunge până la jumătatea cartierului Mal. Acolo cred că trebuie creat un refugiu pe dreapta, chiar luat un pic din trotuar, că altă soluție nu este. Și atunci, probabil că lucrurile se vor rezolva. Dar oricum, de remarcat că se mișcă lucrurile bine. La mulți ani și sărbători cu bine tuturor. Mulțumesc. Acum sunt intervenții la diverse. Dacă vă urez o la mulți ani tuturor mișcenilor, sărbători fericite și un an mai bun la anul. La fel, același mesaj. În primul rând să-i mulțumesc domnului Iene pentru urare și la rândul meu să vă urez și eu, atât dumneavoastră cât și familiilor, un an nou fericit și să dea Dumnezeu să realizăm mai multe proiecte împreună pentru administrația publică locală din noastră. Mulțumesc!